Nemulțumiți de majorarea cu doar 5% a salariilor, care le-ar aduce angajaților maximum 35 de lei în plus, reprezentanții polițiștilor au protestat în fața Ministerului de Interne. Sindicaliștii cer și includerea în buget a banilor pentru plata celor care vor fi implicați în organizarea alegerilor de anul viitor și amenință că, în caz contrar, nu vor asigura paza secțiilor de votare. Avem probleme mari cu salarizarea, avem probleme mari cu norma de hrană, avem probleme foarte mari cu indemnizația de chirie, avem probleme mari cu salariul de grad, avem probleme foarte mari cu solicitarea, sporul de solicitare neuropsihică. Un polițist, acum, un polițist care instrumentează dosare penale, primește pe lună 150 de lei ca să nu fie corupt. Este o batjocură ceea ce se întâmplă. O listă lungă de nemulțumiri au și agenții din închisori. Dimineață, peste 100 de angajați ai penitenciarului Craiova au refuzat să intre la serviciu și sunt deciși să lase spațiile de detenție nepăzite de Crăciun și Revelion. Angajații de penitenciare spun că au restanțe undeva la 500 de lei pe lună din luna iunie. În plus, aceștia sunt nemulțumiți și din cauza faptului că nu s-a făcut actualizarea normei de hrană și a normei de echipare, iar mărirea de 5% o consideră a fi nesemnificativă, având în vedere toate restanțele salariale pe care le datorează guvernul. Cerem deblocarea legii salarizării, deblocarea normei de hrană și normei de echipare și eliminarea inechităților în ceea ce privește pensiile militare de stat. Asta vrem să discutăm cu Guvernul României, să găsească soluții, pentru că bani sunt, doar că sunt prost gestionați în această țară. La Iași, 7 din cei 27 de angajați ai serviciului de probațiune au intrat în greva foamei. La fel și 25 de colegi ai acestora din Bihor, Arad, Cluj și Ilfov, după ce au aflat că ar urma să nu fie plătiți în această lună, pe motiv că finanțele nu au dat aviz. Suntem și noi oameni și avem și noi nevoi. 6.100 este maximul și 3.800 este minimul, dar acesta, să subliniez, nu este un debutant. Debutantul ia și mai puțin de atât. Iar acest salariu este mai mic decât salariul unui șofer la orice curte de apel din țară. Măsurile de austeritate pregătite de guvern au dus la blocaje și în instanțe. Magistrații își vor drepturile bănești câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și acuză guvernul că eșalonarea pe 7 ani înseamnă încălcarea independenței justiției și a statutului constituțional al judecătorilor. Cei de la Tribunalul din București au anunțat că vor asigura doar urgențele. Au obținut însă de la premierul Marcel Ciolacu promisiunea că solicitările lor vor fi rezolvate, însă vor renunța la proteste în anumite condiții. Condițiile care restabilește legalitatea se respectă hotărârile judecătorești pe care le-au obținut și le-au obținut de foarte mulți ani. Angajații din direcțiile de sănătate publică au intrat în a 20-a zi de proteste. Reclamă inechitățile salariale și au blocat plățile către medicii de familie și către unitățile de primiri urgențe.